Thank you. În încercarea de a obține un interviu cu un guru al tehnologiei pe nume Anton, un blogger pe nume Franklin își găsește o muncă cu ziua la o conferință de tehnologie unde se prezintă un nou produs. În timp ce își face treaba de a verifica oamenii din sală, el întâlnește o femeie pe nume Iala și nu-și poate lua imediat ochii de la ea. După ce termină amândoi de lucrat și apare să-l placă, iar el o invită la o întâlnire. Ea acceptă și chiar aleg un loc unde să se întâlnească după ce el pleacă de la conferință. Când ea pleacă, Franklin îl găsește imediat pe prietenul său Andy, care îi dă o brățară de acces care îi permite să intre în conferință. Pe ușa din spate. Cu aceasta, Franklin reușește să treacă de câțiva agenți de securitate și îl vede pe Anton sosind împreună cu gardianul său, Ingram. În ciuda eforturilor sale de a se ascunde după o perdea, Anton îl găsește pe Franklin și îl întreabă de ce se ascunde. În timp ce Franklin explică faptul că vrea doar un interviu, observă inelul ciudat al lui Anton. Înainte ca acesta să poată spune ceva, Anton îl lasă singur și spune să se bucure de spectacol. Chiar în acel moment, Anton se întâlnește cu publicul și își dezvăle noul produs, o brățare care îi poate ajuta pe oameni să ia deciziile corecte pentru sănătatea lor. Anton mai afirmă că datorită noului dispozitiv, oamenii nu vor mai fi nevoi să se bazeze pe medicamente pentru a avea o viață sănătoasă. În timp ce Franklin îl privește pe Anton ținându-și discursul, un bărbat cu armă apare brus de nicăieri. Acesta amenință că îl va ucide pe Anton, susținând că firma sa face rău oamenilor. Chiar înainte de a trage, Franklin îl doboară pe bărbat și îl salvează pe Anton. În timp ce polițiștii le-au pe bărbatul ciudat, Anton îi mulțumește lui Franklin pentru că i-a salvat viața. De asemenea, el menționează că îl va contacta pe Franklin în mai târziu pentru a aranja interviul pe care îl dorește. Franklin pare mulțumit și în timp ce îl privește pe Anton plecând cu Ingram, vede inelul ciudat pe jos. În ciuda faptului că detectivul îi vorbește despre actul său eroic, Franklin nu se poate abține să nu admire inelul. Dintr-o dată, simte că vrea să pese pe partea neagră inelului și este șocat, fiindu se înapoi în timp. Lui Franklin nu-i venea să creadă ce tocmai s-a întâmplat, dar își păstrează calmul și păstrează inelul după ce își amintește că trebuie să se întâlnească cu Iala în acea seară. În cele din urmă se duce la restaurant pentru întâlnirea lor și timp ce o așteaptă, se uită în continuare la inelă. Chiar atunci, un chelner se apropie și îl întreabă dacă are nevoie de ceva, dar el îi răspunde că totul este în regulă. Când ea vede inelul cu el și încearcă să-l atingă, Franklin o reține, dar apasă inelul în acest proces. Acest lucru îl duce din nou înapoi în timp, lăsându-l șocat. Cu toate acestea, el încearcă din nou să determine cât de departe merge înapoi și descoperă că este vorba doar de 57 de secunde. În cele din urmă ajunge ia-la și decide să facă o plimbare în afara restaurantului. În timp ce se plimbă, ia-la spune că este pictoriță, iar Frank Franklin îi spune că el este mai degrabă un jurnalist de investigație, care scrie despre modul în care tehnologia afectează sănătatea. Franklin adaugă de asemenea că îi va lua un interviu lui Anton în curând. În altă parte, directorul general al unei companii farmaceutice, pe nume SIG, le spune celor doi agenți de încredere ai săi, Calver și Rene, că împușcăturile de la conferința lui Anton ar putea fi o cascadorie de piară. SIG nu este un mare fan al lui Anton, deoarece gurul tehnologic încearcă să-l scoată din afaceri cu noul său produs. El o întreabă pe Rene dacă știe ceva despre Franklin, dar ea îi spune că este doar un scritor. A doua zi dimineață, mașina lui Franklin este remorcată. iar el nu poate folosi inelul pentru a o salva, pentru că au trecut deja 57 de secunde. În timp ce el se plânge de acest lucru, Calvert îl urmărește în secret. În cele din urmă, el se întoarce în apartamentul său și se plânge lui ala că nu are suficienți bani pentru a salva mașina. Tocmai când pleacă, Franklin vede la televizor o reclamă la un cazinou și vine o idee incredibilă. În acea dimineață se duce la cazinou și folosește inelul pentru a câștiga o mulțime de bani. De acolo, își cumpără o mașină nouă și se duce la un alt cazinou. Și câștigurilor sale continuă și face pe paznicii cazinoului să fie suspicioși în privința lui. Tocmai când se pregătește să plece, unul dintre paznici încearcă să-l doboare, dar el folosește inelul pentru a preveni ca acest lucru să se întâmple a doua oară. Cu toate acestea, în cele din urmă este prins afară că nu mai poate folosi inelul. Înainte de a fi bătut crunt, pentru că gardienii cred că a trișat, Calvert apare pentru a-l salva. După ce gărzile pleacă, Calvert se oferă să-l scoată pe Franklin să mănânce ceva. Băiatul acceptă și în timp ce se află la restaurant, Calvert încearcă să-l convingă pe Franklin să dezvole secretul. Cu toate acestea, Franklin spune că a avut noroc. Chiar atunci, Calvert îi spune lui Franklin că Sigard dori să-l angajeze pentru a face niște relații publice pentru unul dintre medicamentele sale, zona Stine, care în prezent primește recenzii negative. Franklin știe despre acest medicament pentru că a apărut în presă deoarece a ucis oameni. După ce spune că nu este interesat, el îi dă totuși carte de vizita lui Sig în caz că se răzgândește. Când se întoarce acasă, ea la vine să-l vadă și după un timp îi cere să-i folosească laptopul. Când îl deschide, vede o poză cu o fată pe fundal și cere explicație. El îi spune că fata este sora lui și că a murit în urma unei supradoze de zona stin. Franklin mai spune că moartea surorii sale este motivul pentru care și-a deschis blogul. El adaugă că deși își folosește numele real în unele dintre articolele sale, folosește și un pseudonim pentru a scrie recenzii negative despre companii precum SIGA. Chiar atunci, Franklin primește un telefon de la Anton care îi spune să treacă pe la el dacă este pregătit pentru un interviu. Franklin este încântat și uitându-se în jur, Ingram a venit deja să-l ia. La scurt timp după aceea, Franklin îl întâlnește pe Anton, care îi dorește două brățări de sănătate pentru el și ea. În cursul conversației, Anton afirmă că încearcă să facă din brățările sale un substitut complet al medicamentelor. Apoi îl încurajează pe Franklin să nu se teamă să lupte, pentru ceea ce este corect. Mai târziu în acea seară, Franklin începe să în considerare posibilitatea de a se întâlni cu. Sig pentru a asculta ce are de spus. A doua zi Franklin merge la casa lui Sig pentru a asculta ce are de spus. Calver pare bucuros să-l vadă și după un timp, Franklin se întâlnește cu Sig și Rene. În acel moment, îl învinovățește pe Sig pentru moartea surorii sale și îl pălmuiește. Înainte ca lucrurile să scape de sub control, el atinge inelul pentru a inversa timpul. Apoi reușește să-l impresioneze pe Sig, dându-i idei despre cum să se ocupe de piarul negativ pentru zona stină. Mai târziu, Sig menționează că Calvert i-a spus că Franklin are abilități speciale. Franklin afirmă că este doar o abilitate și că el poate doar să prezică lucrurile foarte bine. Sig este șocat de abilitatea lui Franklin și este de acord să-l angajeze pe blogger. După ce pleacă însă, Sig îi spune lui Rene că el crede că abilitățile lui Franklin ar putea avea legătură cu Anton. Mai târziu, Franklin îi spune lui Ala că a fost de acord să lucreze temporar pentru Sig până când va găsi material incriminator pentru a-l aresta. Aproape imediat, el o cere în căsătorie, iar ea acceptă. A doua zi, el își reia munca în birou lui Sig. După ce arată unde stă, Sig trimite o femeie să-l se ducă, dar el o trimite înapoi. În timp ce Sig urmărește toate acestea printr-o cameră ascunsă în biroul lui Franklin, acesta pare dezamăgit și le spune celor doi colegi de încredere că trebuie să afle mai multe despre Franklin. Sig adaugă că abilitățile lui Franklin s-ar putea datora brățării de sănătate pe care o poartă mereu. El sugerează apoi să-i ducă pe Franklin și Ala, la o petrecere unde nu vor fi nevoi să folosească brățările. După ce primesc invitația, ei se întâlnesc cu Sig și cu personalul său în avionul său privat. Acolo, sigle cere să scoată brățările, deoarece organizatorul petrecerii la care merg nu este un fan al lui Anton. Franklin este de acord, dar acest lucru nu are nicio importanță, deoarece el reușește totuși să facă o mulțime de bani în timpul unui joc la petrecere. Cu toate acestea, René nu reușește să obțină nimic concret de la Iala. Mai târziu, Sieg îl întreabă pe Franklin cum deghicește mereu. În timp ce glumește pe seama norocului său, un bărbat pe nume James sosește din nicăieri și ucide pe Sig, René și Calvert. Franklin și el a să scape, dar James îi găsește. În ciuda faptului că încearcă să-i spună bărbatului că nu este Sig, Franklin este martorul lui James cum o ucide pe ala. Înainte de a fi ucis, acesta inversează timpul cu inelul său. Când James apare din nou, Franklin îl pune la pământ înainte ca acesta să poată face ceva. Sig își dă seama de asemenea că Franklin tocmai a salvat viața. Mai târziu, ea îl felicită pe Franklin pentru încă un act eroic. Franklin citește un articol de presă în care se spune că James a venit să-l ucidă pe Sig pentru că soția lui Susan și-a luat viața în timp ce lucra la compania lui Sig. A doua zi, Franklin se duce la biroul lui Rene și o vede ascunzând niște documente într-un safe. El o întreabă despre Susan, dar ea deviază întrebarea. Îi spune totuși că Sig încă se simte recunoscător lui Franklin pentru că i-a salvat viața. De asemenea, îl invită pe Franklin într-un loc unde va primi cadoul pentru actul său eroic. Franklin acceptă, iar Sig îl duce la un bar unde băutura lui este condimentată. Mai târziu, Sig îl duce într-o cameră cu niște doamne. Se descoperă că sigl-a dus pe Franklin să facă niște fotografii genante, care pot fi folosite pentru a-l șantaja în viitor. În acea noapte, el se trezește în camera de motel în care a fost drogat, doar pentru a vedea că sig a plecat. Franklin se îndreaptă imediat spre casă, doar pentru a-l vedea pe Anton în casă cu Iala. După ce Anton pleacă, Iala se ceartă cu Franklin pentru că nu a venit la emisiunea ei. El încearcă să se justifice, dar ei nu-i pare să-i pese. Ceartă escaladează și în timp ce al pămânește, ajung amândoi în piscină. În timp ce se străduie să se urce la loc, Iala apasă din greșeală pe lui Franklin, inversând timpul. Cu toate acestea, Iala experimentează și acest lucru. Iala întreabă pe Franklin ce s-a întâmplat, iar acesta explică faptul că inelul poate inversa timpul doar pentru câteva secunde. De asemenea, menționează că a găsit nelul în noaptea în care l-a salvat pe Anton. De asemenea, își dă seama că acesta l-a folosit deja pe ea, așa că pleacă din casă. În dimineața următoare, Franklin își dă seama că trebuie să lucreze mai repede pentru a-l demasca pe Sig. El face acest lucru de mai multe ori, până când reușește să o facă să dea codul corect. Apoi inversează timpul și așteaptă care ne să se întoarcă acasă, înainte de a pătrunde în biroul ei, pentru a lua documentele din safe. În acea noapte, Franklin își dă seama că documentele includ fotografii și alte fișiere pe care Sig le poate folosi pentru a șantaja angajații. Deși Andy ezită inițial, Franklin îi trimite o mulțime de bani pentru a-l convinge. Andy acceptă și în timpul jocului transmite toate informațiile incriminatoare despre Sig. Franklin încearcă apoi să sune pe Iala pentru a-și cere scuze pentru tot ce s-a întâmplat, dar ea nu răspunde. Mai târziu, în timp ce ieșea din casă, este dobor de, de unul dintre oamenii lui Sig. Când Franklin se trezește, îl vede pe Sig învinuindu-l că a distrus reputația. De asemenea, Acestea vrea ca Franklin să filmeze un video în care să mărturisească faptul că toate informațiile incriminatoare despre Sig sunt false. La refuzul acestea, Sig îi arată lui Franklin că a dus-o pe Ala ca garanție. La scurt timp după aceea, polițiștii încep să se apropie de avion, așa că Franklin pune la cale un plan. El îi spune lui Ala să bată pe inel și, în momentul în care face acest lucru, o ajută să scape. Cu toate acestea, Sig reușește să-l convingă pe Franklin să ajungă la avion, înainte ca polițiștii să se apropie. În timp ce Calver pilotează avionul, un polițist trage în ei, până când motorul este lovit. În timp ce Calver se străduiește să mențină avionul, în învinovățește pe Franklin pentru tot ceea ce se întâmplă. La scurt timp după aceea, avionul se prăbușește, dar Calver supraviețuiește. Ea la alergă imediat să vadă dacă Franklin este încă în viață, dar mai întâi o vede pe René. În cele din urmă, ea îl vede pe Franklin și pare ușurată. În timp ce pleacă cu mașina, îi văd pe Anton și în așteptându-i. Franklin nu înțelege de ce Anton continuă să-l urmărească, dar înainte de a putea spune ceva, gurul tehnologic îi spune că l-a lăsat intenționat să-i băinelul. El spune că în momentul în care l-a văzut pe Franklin, și-a dat seama că era perfect pentru un test, pentru a vedea cum tehnologia poate influența deciziile și acțiunile oamenilor. Franklin este șocat de această afirmație și Anton adaugă că pe lângă folosirea cristalelor cuantice și-a dat seama că ar putea schimba lumea văzând viitorul. Apoi cere lui Franklin să-i se alăture pentru a schimba lumea. Cu toate acestea, Franklin spune că nu este interesat, deoarece inelul este periculos. Mai târziu, el distruge inelul, dar acest lucru nu-l face pe Anton să se răzgândească. Anton îi tot spune să devină partenerul său pentru a schimba lumea, dar Franklin spune că a ajutat deja distrugând inelul. De asemenea, el și ea la renunță la brățările lor, după care pleacă împreună. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare. Arrivederci!